Deși autoritățile i-au avertizat pe târgoviștenii care merg cu mașina la serviciu să plece mai devreme de acasă, acest lucru nu s-a întâmplat. De vină sunt și unii șoferi care și-au pierdut rapid răbdarea în trafic. În acest mod s-au creat cozi imense pe bulevardul Carol la primele ore ale dimineții. Bulevardele Unirii și Cebrătianu au intrat într-un amplu proces de reabilitare, ceea ce a dus la restricționarea parțială sau totală a traficului. În aceste condiții, la primele ore ale dimineții, pe bulevardul Regele Carol I s-a circulat bară la bară. Conducătorii auto au uitat să plece mai devreme de acasă pentru a ajunge la serviciu, iar la ora 8 s-au împotmolit pe bulevard. De vină pentru această situație este și indisciplina multor șoferi. Lipsiți de orice gram de răbdare, unii refuză să stea câteva minute în plus și încearcă să se strecoare în fața altor autoturisme. În aceste condiții nu fac decât să blocheze și mai mult circulația. Mai grav este că unii conducători auto uită sau nu vor să le acorde prioritate nici măcar pietonilor care încearcă să traverseze drumul pe zebră. În cea de-a doua parte a dimineții, lucrurile au stat cu totul altfel. S-a circulat ușor, fără a se mai crea ambuteiaje. Numai că minunea nu a ținut decât până la o altă oră de vârf. Cert este că lucrările de reabilitare vor dura 2 luni, așa că șoferii au 2 variante la dispoziție dacă vor să scape de traficul infernal. Ori lasă autoturismul acasă, ori învață ce înseamnă disciplina.